Bună seara, am găsit la punerea pe gânduri invitați în această seară în studioul RFI, Constantin Vică, doctorand în filozofie. Bună seara! Bună seara! Marius Chivu, Dilema Veche, bună seara! Salut! Ei bine, tema revistei de astăzi, pop în România, este și tema de la punerea pe gânduri. În argumentul tău, Marius, cât de popular e popul în România, să zicem că este popular, nu? Popul în România. O să vă rog înainte de asta să facem puțin o trecere a ceea ce a însemnat cultura pop înainte de 89. Pentru că de acolo ni se trage, cred. Sau de acolo nu ni se trage. De fapt, așa îmi încep și argumentul cu un exemplu luat cumva din romanul lui Radu Pavel Gheo, Noapte bună copii, apărut la Polirom anul trecut, în care e vorba de niște adolescenți care vor să fugă din țară, cumva fascinați de cultura pop occidentală. Ei vor muzică, vor videoclipuri, Coca-Cola, blugi și restul ofertei societății consumeriste, practic. Și spuneau că romanul tot se constituie ca un fel de fascinație față de cultura populară, față de cultura pop, dar și rezistență prin cultura pop într-un mediu totalitar. Parcă același lucru se întâmpla și în Muzici și faze al lui Ovidiu Verdeș. Da, nu sunt, și mi se pare că e o temă mare, de fapt, pentru cultura noastră, care, iată, n-a fost până acum abordată. De asta, în interviul cu Radu Pavel Gheo, pe care îl fac în temă, vorbim foarte mult despre aceste lucruri, despre ce însemna cultura pop în România atunci, care, mă rog, era cenzurată, circula underground, se făcea rost. Asta e ciudat, că e cultură populară, dar ea era la negru. Se pirata, dar nu din motive comerciale. Din motive financiare, nu, ci din motive de ideologie, practic. Și atunci, fiind cenzurată, ea se ideologiza, ea era dintr-o dată expresia libertății și a democrației pentru oameni, pentru statul totalitar, ea însemna de fapt decadența și depravarea unui sistem capitalist, imperialist și așa mai departe. Păi și nu e așa? Nu știu dacă e așa. Întrebarea ar fi, până la urmă, ce deranja de fapt autoritățile comuniste? Ce deranja nu cadra cu morala, nu cadra cu morala. Gândește-te care era de fapt imaginarul trupelor de atunci. Ce vindeau? De fapt vindeau sex, vindeau corpuri goale, vindeau hedonism, vindeau... ce mai vindeau? Da, asta, se vindea un stil de viață care nu pica deloc pe construcția socialismului și pe ceea ce aștepta pe morala proletară. Dar da, pentru că au văzut că nu pot interzice, au încercat să se adapteze. Absolut, și atunci s-a trecut la lunga perioadă de cover-uri și nu toate formațiile românești, de fapt, și toți interpreții, de la Corina Chiriac la cine vreți voi, cântau de fapt melodii străine, numai cu niște versuri prelor din repertoriu internațional. Exact, da. Exact. Și numai că versurile sunau total altfel decât sunau melodia originală, se păstra linia melodică, probabil. Strada Speranței la partea, acum nu știu de unde. E, asta s-ar putea să fie da noastră. Nu, dar dau un exemplu chiar din interviul lui Gheo. Ceva de la Jennifer Rush ajunge la Eva, cum era la Eva Kish, e scris în stele și la Jennifer Rush era oricum se abstractizau cumva, adică dacă erau de dragoste la noi erau cu zări, cu mări, cu nu știu ce. Toată partea vitalistă din pop occidental era așa un pic edulcorată, acoperită, se păstra un văl al bunului simț socialist sau habar. Nu știu că eu n-am prins foarte mult pe perioada. Plus gândește-te cum arătau pe scenă ai noștri cântând melodiile respective. Nici nu-i filmau cum trebuie. Nu, dar și filmele, Sergiu Nicolescu, nu gândește la filmele cu gangsteri. Da, absolut, era film pop. Erau filme pop preluate de la Hollywood, făcea ce văzuse. Dar și adică Hollywood a preluat după aceea de la... foarte simplu pe Lăscărică să fie un Joe Pesci. Păi alea erau de fapt personajele, doar că erau așa cum la 1800 și ceva romanele franțuzești erau niște traduceri localizate, se schimbau topologiile franțuzite cu cele românești și ieșea un roman de mister al Bucureștilor, dar ele erau niște semitraduceri sau rescrieri ale celor franțuzești. Așa erau și femeile lui Sergiu Nicolescu, practic, nu știu
ce mișcare de gangsteri aveam noi prin anii 30-40, dar ea exista în imaginarul cinematografic al lui Nicolaescu. Da, exista pentru că era și o cerere, nu? Actualul regim e un regim al bunăstării și al dragostei între oameni și al păcii, pe când ălălaltul interbelic capitalist-democrat, ăla era un regim în care gangsterii făceau regula. Și iată și de ce am scăpat, adică era de gangsteri, ci gangsterii fasciști. Fasciști, da, era ceva politică acolo, era cineva. Și apoi, iar filmele westernurile cu Ilarion Cioban, ăstea, dolarii, aur și artelinile, erau niște western spaghetti, de fapt, trecute prin imaginarul italian, adică era o formă foarte hibridă de pop. Ca să legăm puțin de ceea ce se întâmplă acum, cu ceea ce se întâmplă înainte de 89, am văzut, cred că ieri, o știre potrivit cărea cel mai rulat film, dar rulat acum în ultimii ani pe televiziune din România, este un film din seria BD-urilor. BD la munte și la mare. De 37 de ori l-au dat televiziunile. Da, da, să nu știu dacă ani. De cele 36 de ori după prima, așa s-a mai uitat cineva la el. Nu știu. Ba nu, cred că, dar cumva BD a devenit pop după 90. Pentru că dădea imagine de asta foarte veselă asupra perioadei de înainte, ceea ce s-ar putea să nu fie departe de adevăr. Și îmi plăcea, în BD e scena aia celebră cu drogurile. Da, da, da. Aia e o scenă incredibilă în care nici nu știi dacă ei au vrut regizor sau producător. Au vrut să facă o parodie, au vrut de fapt să ironizeze sau chiar nu au înțeles ce se întâmplă. Adică niciuna dintre căile de interpretare. Voi vorbiți nu... de BD, dar Ne-a mărit miliardar este filmul pop prin excelență românesc. Da, sunt de acord. Deci ăla e, deci ai tot ce vrei. Femei pe plajă, urmărire cu mașini. Pop popular cu prazul, nu? Care trimite la originea acestui și, popor și... Mă întreb cum a trecut de cenzură, să zic așa, acea afirmație, pentru că vorbea de... cu saliva, să spun așa, în gură, aproape saliva când spunea ce vor face cu banii, milionul de dolari sau cât era, merge la Miami. Miami reprezenta probabil paradisul acolo. E bine, poate Toma, era o cârciumă la Maia. Nu, era da, o astfel totuși, Nea Mărina a apărut într-o perioadă de deschidere culturală, ca și BD-ul, în care puteai să mai ai legături cu Occidentul, să faci referință la Occident. Și dacă e făcut înainte de 1971. Uite că nu știu. Asta ar fi... Da. Dar ăla, pentru mine ăla e filmul pop românesc prin excelență. Și apar mașini străine. Limuzine. Da, limuzine. Motociclete care e pe plajă, chestii. Plus muzica. E un funk, soul, un rock acolo, adică Gil Domică cântând în clubul hotelului, Da, barul Melody. Era și o punere în mică a ceea ce se întâmpla la bar, disco și jocuri de noroc cu Las Vegas. E bine, ne mutăm, o să ne mai întoarcem desigur, o să mai facem referire la perioada dinainte de 89. Ce înseamnă după 90? Pentru că am trecut după de la Magistral Albastră și Bună Seara, Iubito. După 90 lumea a vrut popul autentic, a vrut pop în limba engleză, a avut și acces la el odată cu televiziunile. Am ajuns și la aberații lingvistice, în versurile... Era o fatalitate, așa cred că toată lumea a pățit. Da, popul românesc a suferit un pic în anii 90, că trebuia să recupereze. Și dar ne uităm spre finalul anilor 2000, nu, deja popul românesc intră în topuri, sunt câțiva interpreți români care au devenit celebri popul pe alte piețe. Popul și dansul a trebuit să inventeze, de fapt, un limbaj. Pentru gândește, ce se cânta atunci? La mare, la soare, fetițele sunt goale, Jimmy, înghețata, dăm banana. Nu uita de DJ Boroș. Așa, și a ajuns totuși la Ina și Morandi cântând în engleză, adică el a trebuit să refacă un traseu destul de chinuit. Vorbeam cu Radu Paraschivescu mai de mult, el a făcut o trecere, să zic așa, în revista versurilor din... Le-a pus în cartea lui... Melodiul. Da, da, da. Perle din tranziție. Celebra te iubesc, dar nu pe tine. Asta, exact la asta. Ei, nu, să știi, Costea, nu, se pare că nu e versul așa, te iubesc. Nu e așa? Nu, pentru că... Dar mai contează. Dar a devenit celebru așa. Dar a devenit celebru așa, exact, asta vreau să spun. Într-adevăr, la asta mă gândeam și acum. Dar spune unul autentic, tu ești trenul vieții mele care m-am urcat în el. Care m-am urcat în tine. Cearșafurile nu mai îmi zâmbesc. Și ar mai fi. Asta nu e un vers rău, pare că stau să mă gândesc. Și cu garsoniera ta, unde e ca în America. Da, dacă nu mă înșel, astea chiar sunt scrise de un poet.
S-ar putea, da. Nu știu, da. A fost o perioadă penibilului, de fapt, asta. Pentru că n-aveai textieri pentru noua muzică. Adică, ce a recuperat popul după 90 din... Nu știu, eu mi-aș fi dorit să nu recupereze și să rămână în penibilul ăla și în stranietatea popului românesc. Mi se pare acum că popul românesc poate să fie produs, nu știu, și în Albania, și în Suedia, și oriunde. Și asta, adică, prin natura lui pop e o chestie universală și ar trebui să vorbească aceeași limbă. Deci de-aia Ina și ăștia la alții cântă în engleză, pentru că există o singură limbă, există două, trei rețete și dacă nu faci așa, nu poți să faci pop. Faci altceva, faci etnopop, rock pop. Sugar Collective sau da. Stop și Zdub, care au o amprentă etno. Stăm acum de vorbă cu domnul Sevre Picu. Bună ziua, domnule Picu! Ziua bună! Pentru cine nu vă cunoaște, domnule Picu, dar pentru cine mergea înainte de 89 la mare și convins că mai toată lumea mergea la mare, pe litoralul românesc, vorbesc aici, avea ocazia să asculte Radio Vacanța. Era singurul radio care s-a ascultat pe litoral, nu? Da, era singurul radio și era deosebit singurul radio care avea totuși, era ca o fereastră către libertate, pentru că acolo se putea permite audierea unei muzici alta decât cea de pe radio. La celelalte posturi, exact, da. Era interzisă și nu... Dumneavoastră puneați muzică, domnule Picu, înainte de 89 la Radio Vacanța. Da. Înțeleg că acest radio a fost, de fapt, creat pentru a fi sau a deveni un radio de propagandă. Da, era o propagandă pentru, practic, propagandă legată de reclamă turistică. Pentru că emisiunile legate efectiv de propagandă nu erau foarte multe. O cantitate infimă. Rest muzica decidea și era reclamă turistică, cum ar veni. Propaganda avea un infimă, era la Radio Vacanță și tocmai asta făcea publicul să asculte cu mult drag. Aveați impus un playlist să dați un număr de piese românești, să nu vă atingeți de anumite piese străine? Nu era playlist, era obligativitatea de a introduce și câteva melodii românești. Au fost perioade când a fost puțin mai strict, 2-3 ani, dar după aceea s-a mai deschis chiar și până spre 82, dar important era să introduci și câteva melodii românești și franțuzești. Deci, în rest, majoritatea e limba engleză la melodiile transmise, era admisă, dar cu condiția să introduci și muzică românească sau franțuzească și... Muzica străină, ca să spun așa, decadentă, așa cum era ea catalogată, așa. De unde o procurați? E bine, nu personal, bineînțeles că eu eram colaborator extern la Radio Vacanța, fiind din Constanța, ceilalți erau Paul Grigoriu, erau numele celebre ale radioului, care ei erau minunați, Doina Caramzulescu, Lena Murgu, care era la secția franceză și era o doamnă distinsă. Și, deci, veneau și de la cluburile din Mamaia, de la cluburi, de la Sunquest, unde era singura discotecă pe discuri, efectiv, discotecă unde se asculta de pe viniluri. Da, seara de la cluburi, plus când se venea, se schimbau turele. Veneau la 2-3 săptămâni, se schimbau turele și veneau de la București cu muzică și ne mai descurcam de unde puteam, fiecare cu ceva deosebit ce apărea. Și muzică actuală, recentă, la vremea aia, tot ce era în topurile străine. Veneau cumva și turiști, mă gândesc că poate un turist străin avea la el un vinil cu, eu știu, AC/DC, să zicem. Am zis acum, asta mi-a venit în cap. Dacă venea la dumneavoastră acolo, puneați? Sigur că da, dar personal nu mi s-a întâmplat. Era tot cei din care aveau acces din Constanța, se apropiau de radio și veneau să cunoască cu realizatorii și prezentatorii. Dar atunci străini doar ce erau invitați pentru diverse emisiuni de reclamă. Au fost momente, înțeleg că era orientată antena în așa fel încât să se prindă foarte bine la Neptun. Acolo înțeleg că cabinetul 2 era foarte preocupat, să zic așa, de muzica. Da, era
să spun, dar nu, eu personal n-am simțit bine, fiind și din exterior, nu simțeam, nu participam, că erau ședințele de partii respective din cadrul postului de radio, dar nu eram, eu eram exterior, n-aveam ce, și nici n-aveam ce căuta și nici fiind membru sau nu știu ce. Și era domnul Florescu, care era legat de politic pe Radio Vacanța și pe REP, sau redacția emisiunilor pentru străinătate la Radio România, și cei prezentatorii de la Radio Vacanță aparțineau de această redacție. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste amintiri, ca să zic așa, domnule Picu. Da. Numai bine. Da, eu vă mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere să-mi reamintesc de Trans Internațional în ziua Revoluției, de la balconul de la Constanța, după ce am cucerit, am ocupat sediul administrativ, politico-administrativ la Constanța, am mulțumit public când aduseți un microfon posturilor de radio, Radio Vacanță, Radio Europa Liberă, Vocea Americii, Radio France Internațional, mulțumim public pentru că au ținut placă deschisă. Mulțumim frumos pentru aceste aprecieri, domnule Picu, numai bine. A fost prin telefon Sever Picu, să spunem așa, un fost DJ până la urmă, nu, de la Radio Vacanța, în studioul RFI, la Punerea pe Gânduri, Constantin Vică, doctorat în filozofie, și Marius Chivu de la Dilema Veche. Cred că era destul de lejeră atmosfera la Radio Vacanța, atât timp cât nu existau presiunile. Uite că n-am întrebat în ce perioadă emitea, probabil din iunie sau... Asta pot să spun eu, pentru că m-am uitat, din iunie-septembrie. Iunie până la... Da, voi nu vă mai aduceți aminte, că eu mi-aduc aminte, mergeam în tabără la Năvodari, și se asculta, se prelua Radio Vacanța, se dădea pe... La difuzoare, pe plajă. La difuzoare, pe plajă, da. Și cred că rezistența prin cultură s-a făcut și la Radio Vacanța. Da. Existau multe forme. Acum mi-am amintit, apropo de rezistența, prin cultura pop. Prin cultura pop, da. Așa. Adică nu doar la Păltiniș, dar și la Mamaia. Și la Mamaia, exact. Este și fapt, o altă formă de rezistență erau casetele video, care circulau, se multiplicau, circulau prin toată țara, într-un interviu pe care l-am făcut acum câțiva ani, chiar în Dilema Veche, cu Irina Margareta Nistor, și în care povestea cum funcționa acest sistem. De fapt, era un studio de multiplicat casete care aparținea cuiva ce, în mod cert, avea legături cu sistemul. Se multiplica o casetă astăzi și mâine era deja aproape în toate zonele geografice ale țării, adică circula foarte repede printr-o rețea de șoferi de tir, care ei de fapt aduceau din afară casete, se multiplicau, niște copii plecau în țară, una, două rămâneau sau intrau în circuitul, să zic așa, al oamenilor partidului. Practic și ei beneficiau de această formă de... Iar ați minte că în 80... De piratare care a ținut până în 90 și ceva, pentru că n-a existat legea drepturilor de autor, adică casete video... A ținut și după, numai că formatul ca atare al casetelor VHS a nu, devenit... Da, legea a fost dată târziu, dacă nu mă înșel, prin 96. Da, 8/96. Cam nu, așa. Până să iasă casetele din circuit, cred că au ieșit undeva spre finalul anilor 90, pentru că au fost unul. Televiziunile au proliferat, toate, cablu exista peste tot și au intrat deja CD-urile în acțiune. Dacă vorbim de rezistența prin cultura pop, să spunem așa, singura rezistență nouă, să zic așa, băgăm la grămadă, mă întreb, nu știu, Jennifer, aș, pentru că tu ai pomenit o Marius mai devreme, și Pink Floyd. Because I'm your lady, așa, devenea, așa, exact. E scris în stele. Băgăm la grămadă? Sau o băgăm pe doamna... Da, dar popul nu este ceva extrem de unitar, adică judecat de undeva de la un nivel foarte de sus, în cultura pop intră și Pink Floyd și Led Zeppelin și așa, dar și Sabrina sau mă știu eu, pentru care diverse, până la urmă cultura pop nu este cea care de fapt proliferează, e ascultată de foarte mult, da, care influențează imaginarul, da, da. Și asta poate să fie în diverse, e și asta, are nișele ei, are gradele și nivelurile ei de rezistență. Până la urmă există cultură pop care se consumă, făcută în anii 70, dar se consumă la fel de bine chiar și acum. Vorbeam de trupa ABBA, tocmai s-a făcut, bine, nu mai vorbim că muzicalul Mamma Mia se joacă de 10 de ani, iar
iată că a ajuns și la Hollywood să se facă un muzical Mamma Mia în anii 2010 sau când a apărut. E că e o trupă pop care a rezistat practic o jumătate de secol. Și... a fost o perioadă în care, pe la început, între 95, să spun așa, și 2005, nu știu dacă am delimitat foarte bine perioada, când s-a încercat promovarea autohtonismului, să zic așa, și abia după 2005 am început recuperările de calitate până la urmă. Da, să vorbești de... cred că se vorbește mai mult despre de Pink Floyd și AC/DC acum. Bine, au și fost AC/DC în România, nu? Sau, da, după 2005 au început să vină sau... toți, știi? Cumva, probabil a crescut nivelul de trai și era a devenit rentabil să faci concerte în România. Și atunci au venit grei. Și am putut și noi să vedem cu ochii noștri. Da, da, da. Interesul pentru... dar e normal ca fiecare cultură să-și dorească un pop în limba ei și care să folosească imaginarul și... Da, cred că la noi popul în limba noastră n-a apărut foarte mult pentru că n-au știut cum să-l producă. Știi că totuși pop pentru mine presupune un producător care știe foarte clar cum arată piața, ce trebuie să ofere, ce devine mainstream și așa mai departe. Ele au fost niște proiecte private, sau cum să zic, inițiative personale au al unor puștani. Au fost, exact, știi, și nu au existat acei producători care existau în Statele Unite sau chiar în Germania sau în țările nordice care să susțină o formație sau un anumit stil pentru o lungă perioadă. Dar exact, au fost cumva niște gloanțe care au plecat în vânt uneori și au atins ținta uneori, nu? Da, pentru că gândește ce trupe erau prin anii 90 care făceau popul ăsta. Erau Genius. T-Shirt, Genius, Andre, adică nici n-aveai infrastructura da, să faci concerte, să sau... faci... Nici nu circula foarte mult. N-aveai televiziune, gândește că există de muzică. Era MTV-ul care nu avea română care și nu era, era Atomicul. Și acum sunt 10-12 canale câte sunt, că există canal și de manele balcanice. Deci plus că cumva tot așa, de la finalul anilor 90, popul românesc cred că mai degrabă se duce în zona manelelor. Adică manelele devin pop, devin cultură pop, pentru că acolo sunt niște producători foarte buni care țin, sunt 4-5 producători pe toată piața asta de manele mari. Nu o să le dăm numele. Bineînțeleg, acum. În momentul de față, la conservator există un curs. Dar e normal, e manele. Normal, e un fenomen, toată lumea ascultă. De ce să fim ipocriți să spunem, vai, la școli vom face doar chestii speciale de elită? Nu, cred că ai nevoie totuși de să cunoști destul de bine muzica, să înțelegi ce fac maneliștii astăzi. Bun, poți să o consumi așa, ușor, poți să te gândești, dar pentru studiul acelei muzici, cred că nu poți să începi din nicio... E bine că au hotărât la conservator. Se întreabă un colaborator, Marius, în Dilema Veche, în numărul Pop în România, cultura pop, zero cultură? Băi, da, de fapt... Codrin Coman vorbește cumva și de prejudecățile care au fost dintotdeauna care au atârnat de cultura pop ca o tinichea, pentru că a fost văzută de fiecare dată, la fiecare moment istoric, cultura pop ca fiind ceva extrem de superficial, frivol, care n-are nicio legătură, de fapt, sunt niște deviații, niște... și dă exemple foarte interesante din punctul meu de vedere, pentru că s-au istoricizat, și anume că când se cânta vals și părea, de fapt, o mare, un mare pas înapoi sau o mare... ipocrizie și superficialitate să asculți acea muzică când aveai grei. Și tot așa, a existat la fiecare fenomen în altul un contrafenomen mai ușor care i s-a opus și care în timp de fapt uneori a rezistat foarte bine. Astăzi valsurile, de pildă, sunt un gen cât se poate de înalt și de clasic și onorabil. Și la fel cu jazzul. Dar la vremea lui la fel. Lui. Da, cred că așa se și cheamă, de la Belle Époque la Lady Gaga, textul lui din Codrin Coman, care arată de fapt că a mers tot timpul mână în mână cultura înaltă cu cultura populară. Nu, mă gândeam acum că la cultura pop ce o diferențiază față de, să zicem, hai de la jazz încoace, ce diferențiază aceste stiluri muzicale sau acest mod de a consuma cultura. Faptul că s-au născut odată cu alte medii, cu alte media, cum ar fi radio și televiziunea. Și automat... fotografia pentru pictură. Da, da, da. Mediile mai vechi, cum ar fi fost teatru, opera, au devenit cultura înaltă. Dar să nu uităm că în secolele 18-19, opera se ducea nu numai burghezul, se ducea și ultimul om din oraș. Și mai mult în iar acea... teatru se juca în bârciul. Da, exact, da, 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 exact, exact.
Și avem o imagine de fapt greșită, da, despre cum se făcea cultura înaltă atunci. Exact, exact. Nu, și atunci cultura înaltă cine avea acces o anumită aristocrație care plătea anumiți artiști, în general, nu, compozitorii, scriitorii, poate și oameni de știință, și restul poporului se distra. Cum? Auzeau o melodie unul în sat și o spunea tuturor celorlalți și o cântau la câmp, a trecut trupa de saltimbanci, a făcut nu știu ce, încep toți copiii din sat să facă chestia și aia era, de fapt, cultura populară. Uh-huh. Știi? Nu... Dar acum în 2010, haideți să vorbim puțin despre 2010, suntem în 2011. Da, da. De fapt. Ce mai înseamnă pop în România în 2011? Păi, în primul rând, am vorbit foarte mult până acum de muzică. Asta mă întreb, că de fapt în cinematografie lucrurile nu stau așa grozav la noi. Da, n-am reușit. Adică avem o cinematografie nu, de autor. Nu cum zicea Cristi Puiu, că avem filme, dar nu avem cinematografie. Și cumva așa da, e. Da. Cinematografia presupune să ai filmele alea populare, știi? De comedii, da. Filme cu cafteală, filme cu... Ori, nu le avem. Sau cât un film cult, știi, toată lumea să spună replica, pentru că... Întâmplător, filmul lui Sergiu Nicolescu a devenit filme cult. Înțeleg că acest film nu l-am văzut, Bună ce faci, parcă așa se cheamă, nu? Păi da, vrea să fie un... E o comedie, dar pentru că să zicem, nu are... Se vrea comedie cultă sau... Nu știu ce fel de comedie, dar e o comedie, comedia în sine e un gen popular, adică e bine că s-a făcut, filmul e cum e... Nu e dezastruos, dar nu e nici grozav. Da, uite că avem totuși o salvare. Faptul că au apărut telenovelele românești. Telenovelele românești sunt pop, sunt... Nu, dacă vrei actorii, să zicem așa, care intră în imaginarul colectiv, de fapt nu vin dinspre cinematografie, vin dinspre televiziune, dinspre telenovele, dinspre sitcomurile astea care sunt de fapt îngrozitoare, dacă le... Așa. Sunt și nu sunt uneori, prefer să stai jumătate de oră să golești mintea la un sitcom decât să te chinui, nu sau știu. Dinspre genul ăsta de emisiuni TV în care este invitat tot felul de tot felul de vedete, mai mult sau mai puțin, puse în diverse ipostaze, de a găti, de a-și alege soacra, de nora, a se dezbrăca, da, și așa mai departe. Practic aici televiziunea n-are... Unde merge foarte Pepe, unde apropo merge. De pop, încercarea asta pop, de a... Pepe, dar Pepe la pop probabil că... Încercarea asta de a confisca cu adevărat viața populară, viața omului comun prin emisiunea reality show-urile astea în care, știi, te duci în apartamentul omului și filmezi și lași impresia că așa se întâmplă, dar de fapt oamenii sunt plătiți, aia sunt niște actori sunt amatori, instruiți. Sunt instruiți și așa mai departe și lasă impresia că aia ar fi viața, că așa e viața. Și aici am eu o mică critică cu ce ar însemna cultura pop relativ la cultura populară, la ceea ce fac oamenii fără a avea camere pe ei sau fără a se înregistra. Și mi se pare că cultura pop e falsifică experiența populară, experiența omului comun, nu întotdeauna. Dar în astfel de situații, cum ar fi un astfel de reality show sau anumite, nu știu, formații care cântă despre cât de mișto se distrează ele și totul e la îndemână, de fapt, tinerii nu se distrează chiar așa de mult și nu e nimic la îndemână. Suntem o țară cu un nivel de trai mai jos decât credem sau vedem în muzica pop de la televizor. Am vorbit de muzică, am vorbit de film, literatura e la fel? Adică stă așa cum stă și filmul? Lucrurile românesc? Stau foarte prost din punctul de vedere, pentru că ar trebui să ai genuri de consum produse în România, ori n-avem. N-avem roman polițist românesc, nu avem roman erotic românesc, nu avem ciclite, fantasy, n-avem filme cu Dracula. Filme, cărți. Asta e nu e o anecdotă, de fapt circulă unul dintre editorii români, era la un târg de carte, a întâlnit un editor brazilian, acesta aflând că e român, a zis, zice, aș vrea și eu 10 autori români care scriu romane cu vampiri. Și a zis, știi, dar noi n-avem niciunul. Zice, cum nu, cu voi cu Dracula? Zice, ba da, dar n-avem. Adică, din punctul de vedere, literatura este practic cât se poate de nepopulară. Din punctul acesta de vedere. Unde lucrurile stau mai bine? În publicitate. Și ziceați voi că de filmele lui Sergiu Nicolescu, de la ele avem niște replici care au intrat în vocabularul comun. Lucrul ăsta funcționează foarte bine. Au intrat și în Parlament replicile din filmele. Publicitatea ne-a oferit foarte mult imaginar popular și replici și cred că e și normal să fie așa. Ne-a oferit sau l-a creat? Și adică sau nu l-a creat. L-a preluat, adică toate replicile alea, nu știu, cu ăla mic de respira greu. Eu nu auzisem până să o văd la televizor și nimeni nu a creat personaje, Dorel. Da, a creat niște personaje. Bun, pot spune, sunt pe o tipologie, adică au fost extrase de undeva că mulți l-au recunoscut, altfel n-ar fi funcționat reclamă. Dar sunt un pic deviate, adică un pic transformate ca să-și atingă un scop undeva comercial.
De altfel nu poate exista publicitatea fără o cultură pop. De asta ea le-a creat, pentru că avea nevoie, da, să exact, funcționeze. Exact, exact. N-a avut de unde să le scoată, să le extragă, că nu mai poți să scoți, nu știu, poate în Interbelic era băiatul ăla Cogeamitu, nu? Care se pătea, era mare și avea eu astfel un personaj ăsta popular, că se scria în ziare, nu știu. Aici a trebuit practic să creeze personajele, pentru că n-avea de unde să le preia, nu erau de acata. Cogeamitu a creat un cuvânt până la urmă. Da, și a creat un cuvânt, asta. Cogeamita. Da, și asta mi se pare ca fenomen de cultură populară foarte tare, cum un om devine personaj popular și pe care devine cuvânt, adică foarte mult nu mai știu că era vorba chiar de un băiat, un 2x2. Ce ziceai tu cu replica ăla mic de respira greu, e simptomatic, pentru că iată, e un personaj preluat nu din cultura românească populară, ci din cea străină, știi? Adică n-ai un corespondent românesc și atunci al iei de unde îl găsești, din America, din Războiul Stelelor, adică e foarte departe gradul de preluare. Lasă că și ăștia în E.T., în film, n-au preluat din Sergiu Nicolae, adică e parte în parte. Se uita, ăla micul, da, se uita... Ciurit sau cum? Da, nu mai știu, se uita la un Mihai Viteazu, la un ăsta cu mulțim luptându-se pe câmpul de luptă. Dacă mergem, pentru că ai deschis discuția despre publicitate, da, sunt reclamele care preiau din spate, să spun așa, și fac, au referințe istorice, sunt așa numitele reclame decente și cu puțin miez. Dar dacă mergem la marea masă a reclamelor, acolo e jale. Nu-mi spune nimic o reclamă la ceva de mâncat și că o să mă simt eu mai ușor după aia. N-au... Aici m-ați pierdut că eu nu mă uit la televizor. Și nici la genul. Dar de aici se vorbește cultura. Dar bineînțeles, vin și lupt împotriva culturii. Și m-aș întoarce ca să acoperi toate domeniile. Iarăși partea vizuală, din punctul meu de vedere, este destul de prost. Poate tu te pricepi sigur mai bine. Ceea ce ar fi arta pop, nu știu cum era, 60-70, e cam greu să cerem românilor, pentru că nu făceau să fie avut. Și acum când fac, de fapt, sunt niște trimiteri, e folosirea, nu știu, ca referință. Dar puștanii ăștia care fac graffiti, cum este pisica pătrată sau ceva, ei de fapt... Care nu mai sunt puștani de ceva. Da, mă rog. Da, am putea să vedem, dar arta străzii ar trebui să fie o artă populară. Da. Asta zic, eu păstrând distinția asta pop-popular, nu văd pop. În momentul în care devine pop înseamnă că se scot albume, intră în galerii mari, se stă la coadă, toată lumea merge. Ori pisica pătrată, de fapt, artă stradală pentru hipsteri, pentru snobi, pentru cine vrei, adică un grup... Dar asta nu reducem toată la pisica pătrată. Sunt atâția, dacă mergem prin orașele țării și mai intri printr-un gang sau printr-un pasaj de ăsta rutier, vezi niște tineri care cu mânuțele lor la 16 ani au făcut cât sau acoperă cât un calcan. Da, uite, asta ar fi arta străzii. E o artă populară și își păstrează esența asta de popular. Dar la noi e încă foarte elitist, așa, știi? Adică se ține foarte aproape de... Pentru că... Este și pentru că e asociată poate cu interdicția. Da, pentru că... cu interzicția cultura muzicii electronice și cultura drogurilor. Și astea trei împreună sunt fatale, nu se poate discuta despre ele. Și nu se discută cumva în medii publice, dar cu siguranță... E un fel de underground unde merge vorba, băi, ai văzut ce a făcut ăla crew ăla pe metrou, dar ăia ai văzut ce au făcut acolo, adică am mai vorbit, am mai văzut, nu știu, grafări la 16 ani care știu ce a făcut ăla nu știu unde, dar asta nu se apare niciodată în presă. Și ne întoarcem la ce spuneai tu, de fapt că maneaua este astăzi cultura populară. A care acoperă, de fapt, populară, definiția... Populară pop în același timp, pentru că dacă te uiți, maneaua ar trebui să se inoveze mai mult, dar nu se inovează pentru că s-a ajuns la un blocaj. Uite, acum că tot circulă ca viral pe internet, maneaua creștină, nu știu dacă ai văzut-o. Maneaua creștină, nu, dar aș fi foarte încântat. Da. Maneaua lui Iisus. YouTube, așa căutați, maneaua lui Iisus. Mesaj creștin, unde apar dușmanii, firește, dar sângele Domnului te protejează, adică... Sună bine, nu? Adică... E chiar o manea a capela, pentru că tipul care o cântă n-are instrumentație, se folosește doar de mâini, piept și voce. Foarte frumos, deci maneaua lui Iisus, da? Da. Okay, o să căutăm. Chiar mă întrebam dacă apar dușmanii, dacă nu mai apar dușmanii. Nu e cu dușmanii. Dacă nu apar dușmanii, mai vorbim de personajul, el e un creștin.
de asta el, dușmanii nu-l pot învinge, pentru că el e un creștin are forța, care are crucii, forța, în spate, forța da. Crucii, de fapt, în spate, asta e vorba. O manea în care nu apare cuvântul dușman. Este manea de dragoste. E, da, și în telefon la tine două numere străine și nu e vorba de niciun dușman acolo, ci chiar tu cu mâna ta ai pus alea două numere străine. Și mai e manea băiatului... Rival. Da, rival, ok. Mai e manea băiatului sărac, care tot așa el n-are dușman, nu-l interesează dușmania pentru că el e oricum sărac. Deci sunt astea în care dihotomia prieten-dușman... Plus maneaua pentru manea, cum ar veni artă pentru artă, ai muzica în sânge, nu? Acolo iar este despre plăcerea de a cânta, a dansa, petrece. Da. Pe final de emisiune, Marius Chivu, Constantin Vică, vorbim puțin și despre teatru. Teatrul, să zicem așa, cel instituționalizat oficial și teatrul de prin cluburi. Vorbim de... Asta mergem pare că se mișcă și rezistă. Dacă gândim teatru de la Green Hours, de la Scena, de la Lăptăria lui Enache, rezistă... Asta Godot care s-a... Da, rezistă de ani buni... Da, adică, da, nu știu, aș băga totuși n-ar... pop, pentru că e un public destul de elitist și de select cumva, adică încă n-a apărut acel teatru unde se ducă mii de oameni, adică cel mai pop teatru din România în momentul actual e Teatrul Național. Sala Mare, da, da, da. Unde se duc... Unde nu găsești bilete cu săptămâni înainte. Da, unde sunt comedii populare, unele chiar imbecile, dar da, Teatrul Național a devenit cumva cel... Da, popular în sensul pentru un gust burghez. Nu popular așa cum poate și-ar fi dorit, habar n-am, Brecht sau... Nu, dar burghez la modul clar. Nostalgic. Știi, adică oamenii se duc acolo și să vadă figurile tinereților, din Panteonul, da, Teatrului sau Române, din Panteonul, da, așa. Da, da. Bănuiesc că, bine, nu, probabil că nu ar accepta, dar unde joacă Radu Beligan, să zicem, da, se face soare. Se face soare. Radu Beligan apare, nu, soarele apare. Da, dar să știi că, uite, mă gândeam apropo de teatru, care e totuși pentru un public de clasă mijlocie, ce face Cris Simion la Lăptăria lui Enache. Da, și ăla în teatru popular, da, 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 pop, nu știu cât de... Chiar vorbeam săptămâna trecută, a fost la Art Cultura Cris Simion aici. Și vorbea că joi asta, pentru se închide Lăptăria, încep lucrările la teatru. Deci a câștigat până la urmă Caramitru. Da, da, s-a deschis teatrul în Lăptărie cu Dragostea durează 3 ani. E bine, în cazul ăsta Dragostea durează 5 ani, pentru că de 5 ani se joacă. Da. O piesă a unui autor foarte un la modă. Un publicitar până la urmă, da, nu, da, vorbim, da, de un... Da, nu-i român, să nu uităm. Da, e un francez de succes. Care a venit și s-a simțit. Până la urmă, ca să încheiem emisiunea, care sunt produsele pop românești absolute, avem câteva, acestea sunt Ozon, Coca-Cola și Ina, Briefcon. Cam ăștia sunt, nu? Da, da, sunt cei care au intrat pe piața popului internațional. Dacă cauți acum pe site-urile care, de unde poți pirata practic muzică, singurii artiști români la oaltă cu cei americani sunt Ina și Simplu în momentul ăsta. Dar câți vor mai veni? Probabil că or să mai vină dacă continuă această invazie. Vă mulțumesc pentru participarea din această seară. Numai bine!